Bună seara, dragi colegi și stimați profesori! Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră în aceste momente pline de intensitate și bucurie, atât pentru noi, dar mai ales pentru bobocii care aveau pășit pragul liceului nostru. Sunt frumoși, deci... Domnul profesor Dragoș Ciuleni. Domnul profesor Dorin Racoviță. Doamna avocată Ana. Domnul director al firmei specialistul Vasile Părcălavă. Permiteți-ne să le mulțumim sponsorilor noștri, cei care ne-au sprijinit în realizarea acestui eveniment. Secer Forocon SRL, Secer Mavex Pet SRL, Secer Solmax SRL, Secer Spătarul Gabriel SRL, Secer Gimarcon SRL. Secer Conspectrum SRL, Secer Milano Edil SRL, Secer Pirodem SRL, Secer Comconstruct SRL, Munteniță. Cabinet avocatului Iofu Oana, specialistul Arsene Bianca, Coafor Viva, Euroflora. Sece Belmax SRL, Hotel Europa, Sece Pati Pati SRL, Coafor Ada, Avon. Le mulțumim! Și iată că a sosit momentul mult așteptat! Bobocii noștri sunt dorni să vă demonstreze că s-au încadrat în ceea ce reprezintă stilul și atitudinea LMK și că sunt pregătiți să mă dezvolui aturile lor. Să-i cunoaștem! Autoprezentarea este o metodă excelentă! Să invităm, deci, să se prezinte cum știu ei mai bine. Începem cu perechea numărul 1, Natura Luca și Cătiniș Radu. Radu, tu ești un băiat tare frumos, dar nici tu nu ești mai prejos. Eu sunt un băiat galant, dar recunosc, puțin emoționat. De pe brotă vin acum și aș vrea ca să vă spun: hei, hei, bună seara, bun, bine v-am găsit, bun, bine, ați venit la un spectacol reușit. Radu Glătinii sunt și vreau să mă prezint, mi-a spune că se mă cu pregătit, da, se mă cu impresionant, ești cu adevărat charmant, dar dă-mi voie și mie. Raluca, mă numesc și muzica o îndrăge. Ritmul dansului îl stăpânesc. În seara asta eu o să strălucesc, o să strălucesc, să vă dovedesc. So darling, darling, come, atât a fost, asta-ți e și recunosc, recunosc. Dacă ar fi să zic de mine, ce să spun? Numai de bine. Și ce mai contează înălțimea când altul meu este ținea? Cu actoria uneori cochetăm, chiar la Hollywood le visăm. Pe o cofeie să ne plimbăm, ca niște staruri să umblăm și în filme să jucăm. Cu vorba ne-am cam luat, eu și Raluca. V-am pupat! Mulțumim, Ferenc, din Marulona! Perechea numărul 2 este formată din Gongu Ana și Barbu Andrei. Bună seara! Gongu Ana mă numesc și sper ca de emoții să nu uit să zâmbesc. Timidă, mititică, trezătoare, pentru ceilalți concurenți o adevărată amenințare. Frumoasă pe din afară și înăuntru, le-aș făcut pe cuvântul cea rămână. Spontaneitatea și zâmbetul de milioane sunt calitățile mele principale, căci asta se cere pe marele ecrane. De ce să nu recunosc? N-aș vedea o strălucitoare stea de cinema. Că m-ați ascultat, mult vă mulțumesc și nu m-ar deranja, aplauze să primesc. Andrei Baru mă numesc, sunt boboc și mă mândresc. Educat fiind, elegant, inventiv și nonșalant. Când țintele mele sunt clare, viața mea plin de culoare. Sunt energic și steți mai mereu descurcăreți. Vreau ca în această seară să cânt publicul din sală, la Hollywood of the Star, să joc rolul principal. Mulțumim, Ferenc, numărul 2! Cărara Andreea și Coropceanu Andrei formează perechea numărul 3! Știu că pare arogant, dar e un băiat galant. Mereu plin de idei,
partenerul meu, Andrei, vrea să iasă în evidență cu a lui simplă prezență. Elegantă ca o floare, Andreea cea încântătoare, sinceră și de cuvânt, nu aruncă vorbe în vânt. Ce-i drept puțin cam încăpățânată, dar la titlul de mise predestinată. Măi, Coro, ești cam stângaci. Ce încerci de fapt să faci? Eu, încăpățânată, mai gândește deodată. Carismatică cum e firea, te cuceresc doar cu privirea. Trebuie să recunosc că în toate vrei să ai doar tu dreptate. Dar să te întreb ceva, vrei să fii boboaca mea? Vai, mă faci să mă simt la tată, dar aș accepta într-o tată. Rugăm și perechea numărul 4, Ronița, Anca și Gafița Vlad, să se prezinte. Bună seara, numai bine, hai să mă prezint cum se cuvine. Anca este al meu nume și în seara asta vă urmă mi spune cu a mea pasiune. Cred că știți cum se mai spune, mică, mică, dar frumoasă de pică. Îmi plac florile, detest atunci când plouă și băieții care sunt inima în două. La Hollywood m-aș vedea oricând, îmi rog pelicule de plân. Dar hai să mă îndrăm baza conică pe struge neuronii. Să ne bucurăm de seara asta, v-am pupat și cu asta bază. Mulțumim, părăt din mărul poate. Gafița, v-am mă numesc și astăzi seara vreau să vă înveselesc. N-o să încep amășirea, calități și tot așa. N-o să încep să vă explic astfel cheful să vii strâng. Cine sunt și ce o să fac, ce iubesc și ce o să fac. N-o să încep, nu stă în fire să vă spun prin poezie. Veți dori și veți avea, veți vedea și veți afla totul din persoana mea, doar acum și aici și acum. Am și știu că vă e fric, dar calmați-vă în zi, astă seară eu câștig. Mulțumim pentru bine în poate. Să-i cunoaștem și pe cei de la perechea numărul 5, Paula Buima și Tudor Oprea. Bună, Paula, mă numesc, am venit aici să vă dovedesc ca Ingrid Bergman, voi juca și cu Humphrey Bogart de partea mea. Sunt o fire ambițioasă, recunosc, puțin orgolioasă, mă cunosc. Sunt calități ce mă învață, cum să trec ușor prin viața de adolescent. Recunosc, nu m-am răbdare, dar cine din sala are? Am o șansă ta la parte și vă treaba mea la carte. Am o șansă, n-o ratez, e greu, dar am să reușesc. Însă am la rețetă ca să fiu perfectă. Ce frumoasă s-a adăugat, mă știu. Cât despre mine, multe pot să zic. Sunt Tudor și nu sunt mic, sunt înalt, bine făcut și știu să mă fac plăcut. De fire petrecăreți, mai ales în Casa Blanca, în localul ce măreț. Am trăit viața, am zâmbit, am făcut ce mi-am dorit și n-am regretat nimic. Despre fete, ce să zic? Merge și cu ele, cu umorul meu le cuceresc, chiar cu farmecul, le topesc. Niciodată nu mă las bătut, pentru locul întâi mă lupt. Restul vă lăsă descoperit, vă pup și sper să mă invit. Să vedem ce au găsit și cei de la perechea numărul 6, Chiroșcă, Nicoleta și Catalina Andrei. Nicoleta, mă voi prezenta chiar aici, chiar în fața ta, pretty woman. Asta sunt da, îmi place muzica, îmi place să dansez silitoare. Dar știu să mă distrez competitivă, dar socializez puțin timidă. Dar mă adaptez, uite așa, m-am descris eu, câștigăm. Eu și Andreea meu până atunci, vă spun la revedere, pentru mine a fost o plăcere. Bună seara tuturor, în special juraților. Catan Andrei mă numesc și am venit să vă urmesc. De la Hollywood am aterizat să vă arăt cât sunt de talentat. Dar fetele pe spate când zâmbesc, dar pe când încerc să le urmesc. Îmi place să-l prășesc, după mine se topesc. Spun că le place al meu lucru și îmi vor numele de Facebook. Cât este concurența mea, hai să o lăsăm așa. Deci și partenera mea, clar, nici și Mr. Bonman.
Vă mulțumesc tuturor, ne vedem în seara mentor. Formată din Morar, Victoria și Bălbezeanu Ciprian. Bună seara tuturor, Victoria mă numesc, a venit aici pe rost să vă cuceresc. Sunt cea mai carismatică fată, unii zic sofisticată, dar câte pelele Emila sunt gura căscată, căci am vermoșă și am un păr frumos, care te rătă pe josul și isteață, mereu descurcăreață, dar finuță. Eu zic chiar și drăguță. Eu am venit la lume ca să vă învăț ceva, vreau să vă arăt chiar ce pot să vă arăt cum se face, cum să mergi pe toate, să vă învăț, fată, cum să fii stilată. Și chiar dacă e fită, eu vreau să fiu actriță, așa că Mila, Canis, Angelina, Natalie și Giulia. Ia, faceți loc pe mine, Victoria! Bună seara, lume, lume! Ciprian este al meu nume. Așa, înalt cum mă vezi, nu prea-ți vine să mă abordez. Probabil cu fei mă pregătesc să fac intrarea, pentru că sunt a million dollar baby, așa că toate fetele, call me baby. Până atunci, nu mai devine, o să mai auzi de mine. Și așa ca de final, nu e nimic personal. Noi fie eu vreun George Clooney, dar simpatic după mâinii. Și ca să repet istoria, aplauze și pentru Victoria. Rugăm perechile să se retragă pentru a se pregăti de următoarea probă. Now it's not
Me escuchas.
Trebuie să distrugem puțin atmosfera de neca. Ridicați-vă din scaune, intră ca în geams, coronat de domnul profesor Ovidiu Stoicianu, să vă pună corpul și simțurile în mișcare. Înainte de asta, perechile sunt rugate să se retragă de scenă. Hai să te opresc! Mă, dar tu ce mă
manualul. Ia, dar tu acolo în spate și face. Bine, bravo. Am întârziat, m-am luat cu cineva și am uitat să faci prieteni. Îți găsește cineva? Zi, și aș vrea să lipsească el dacă se poate. Nu se poate. Hai să faci și prezența. Topor. Absent. Tănas. Absent, șef. Scurtul. E plecat. Mijlăcii, bădap. Lungul. E cu scurtul. Nicula, hai, mi-au prezentat. Hai să-l prind. Clătiniș. Prezentabil. Șoaibă. Bordoasă. Așa, Raducuța. Darnică să înveți. Bravo, bravo. Ce stop. Măi, dar tu și bea acolo. Nu vreau de fi distrat, eu poate, nu vreau de sport, vreau de ficat, de toate. Șoferul acum. Da, deci domn profesor, e frig afară, da și băie totuși că sunt călzească. Care e problema? Da, să știți, domn profesor, asta chiar e băta, e tipat jocul. Îmi dați apa pentru asta lucru. Plecați, zburați acum. Băiesc, tu faci pe înțeles. Și te pun, și te pun. Zburați de fața mea. Ha, bă, Răucuța, ce să mai zic, tu știu de elevă bună, ți-l spunzești ca așa, îți spunzești, da, bucură-te! Răucuța, gata, gata, clătiniști, hai te anunț ceva, ți-am corectat lucrarea, și părerea din nou, te-am anunț că ai luat, zi-a și mie! S-a terminat și-o dacă... Cred că ar fi timpul să plecați. Păi, s-a cam terminat și ora... Și pauza s-a terminat. Dar ce ora avem? Fizica, parcă... Mozărizare! Asta la mijloc aici! La mijloc! Să fac karate! Cum fi fighting aia, nu? Nu, ține dansul, Andrei de la perechea cu numărul 3 dorește să-și dezvolie talentul său printr-un dans contemporan alături de Luiza Ursu și Andrei Cozma. Să-i urmărim! Să-l urmărim pe Carabaș și cum strânge cablurile. Vrei să pleci în discoteca acum? Vrei să pleci în discoteca? Da. Prezent. Yeah.
toată lumea. Deschide. Fiți atenți, urmează un moment inovator în care Andrei, de la perechea numărul 2, și Vlad, de la perechea numărul 4, vă vor trezi atenția printr-un dans virtual și un moment de beatbox. Alex Păduraru și Andrei Chirbase îi vor ajuta. Rugăm ca luminile să fie stinse. Să-i aplaudăm! Fără fire de la Club K. Mă prinde el! Și ăla de la Club K are! Nu! Da, e faptul! E faptul! Andreea de la perechea numărul 3 a considerat că dansul
descalcă și mâine. Dorește să împărtășească cu dumneavoastră talentul său prin interpretarea unei melodii cunoscute ale Got You. Aplauze pentru Nicoleta! Thank you.
ceva de numit? Ciprian, de la perechea numărul 7 și Tudor, de la perechea numărul 5, vor să-și remarce talentul la ferice printr-o pantomimă. Alexandra Lepte și Noprei Tiberiu îi vor ajuta. Te urmărim! Ți-am spus ceva de lumină, chiar mă enervez. Da, nu, măi, dar ce-am zis? Eu ți-am zis eu și vă. Te-au spus ceva? Oh,
Thank you.
Gata, dai drumul. Nu se vede ea. Da, mă, că e bine. Nu, dar ce rochi are? De aia asta. Nu, nu,
Influențată de frumusețea obiceiurilor românești, Raluca, de la perechea numărul 1, vă invită să ascultați interpretarea muzicală. Andrei Focșoa o va ajuta. Să vedem dacă putem ține pasul cu ea. Dă drumul, gata, dă drumul. Raluca aia. Păi dar n-are microfonul pornit. Ba da. Nu-i pornit! Acum! Paula, de la perechea numărul 5, vrea să ne impresioneze prin maestria pe care o dovedește la clapele pianului, dar și prin arta dansului. Aceasta va fi ajutată de Alexandra Banu, Alexandra Balan, Nicoleta Sorescu, Fabian Crețu, Octavian Drăciu și Ștefan Cal! Piano, piano! Voi băgată cu famoasă! Hai, Paula! Nu se amuză la propunere. Băi, să-ți bagi capul la pian. Cablu la pian, cablu. Cezar. Cu cine? Cezar, ia cablu ăsta roșu, pune la pian. Pune cablu roșu. Pune cablu roșu. Ăla, așa, bravo. Stai așa. Îi vezi, da, așa și cu lumea. Le vine azi că... Totul închis, cic. Tot? Stânge? Eu vreau ceva de... A, vrea pentru neric și ușor să ajungi. Stânge, da, da, am înțeles.
la un fier, toată luna de aici. Măcar acum nu două să lași fiară. Și glumă. Și fă de acum te să mă dar nu mai trebuie să faci ceva. Ui, nu! Ui, nu! Cocaina!
lăsăm cu piesa lui Cristian Bălan, Twisted, de la 12-a, e Drumuri diferite. Bună seara, Leneca! Ăla roșu, ăla roșu! Am pregătit ceva mai interesant în seara asta, dar pentru început vreau să aud gălăgie. Cine a văzut clipul? Haide să țipăm! Ok, Răzvan, e ok, gitara? Liniște de trup să mă desprind, să aprind sentimente, să plec în timp, să alin din regrete, muscul schimb, că noi avem suflete grele, obosit mult prea devreme, când tu nu ai la lovele, ai nevoie de ele să scape probleme, și pierzi tot când pluși de ele, și ai un gând să ajungi la stele, pleci râsând, dar sufletul tău e la granița dintre bine și rău, cine câștigă? E o luptă subtilă, dar binele strigă, norii se adună, în sufletul tău e furtună. Gălăgie pentru Răzvan Slobo! Drumuri diferite și... și... Lumea scurt, visele sunt diferite, distanțe marturi se definite, nu renunța la visul tău. Sunt pentru greșite, nu obosi pe drumul tău. Viața promite, nu obosi pe drumul greu. Așa se va închide, nu te gândi la rău. Când binele te cuprinde, nu te opri, poți să ajungi ce vrei să fii. Încearcă să zâmbești, mâine este onor. Nu te minți și tu știi, poți să fii sincer cu tine. Acceptă realitatea, ține spatea lui ca-n filme. Ți-l faci cu mâna ta, nu uita. Nu ia cineva să-ți facă viața ta poate mai grea. Oamenii sunt fel de fel, de feți ascunse umbră, ce pentru mă spre expert. E ultima picătură de speranță, nu-i lăsa să-ți ia tot ce ai mai bun în viață. Rămâi la fel și la tine care lungă o să ieși încet din umbră, soarele o să ajungă. Va fi mai bine, vor fi zile senine, crede, nu poți obține ce vrei, nu-i loc de suspine. Ascultă-ți sufletul, cine poate durerea să aline, în lupta cu tine, cine te poate susține. Va fi mai bine, vor fi zile serine, crede-mă, poți obține ce vrei, nu-i loc de suspine. Ascultă-ți cine poate durerea să aline, în lupta cu tine, cine te poate susține. O mână sus pentru Lisa Levi! Cât de greu vreți să stai când nu iese cum credeai, muzica să-ți fie cai și... Gălăgie pentru Răzvan, gitaristul meu solo. Mulțumim frumos, asta a fost. Găsiți videoclipul pe YouTube, cine n-a văzut. Mulțumim frumos, o seară bună. Iau și grăjii prin spate. Am dat înapoi. Chestia asta cu Miss și Mr. Bobo nu-i tot mai simplă. Normal, nu contează doar felul cum te mici, danse sau gânți, ci și să demonstrezi că știi multe lucruri. V-ați prins! Urmează proba de cultură cinematografică. Pentru această probă avem nevoie de ajutorul colegii noastre, pe care o rugăm să se alăture, ce pot pe care o invităm într-o de noi. Boboci corect trage câte un minețel cu numărul întrebării care le va fi adresată. Timpul alocat răspunsului este de 10 secunde. Cezar. Le urăm succes și invităm în scenă. Cezar! Thank you.
Cezar. Extrage un bilețel. Numărul întrebării. Cum se numesc personajele principale din filmul Titanic? Jack și Rose. Răspuns corect! Auzi? Auzi, stai alea. Știu, lasă asta. Mi-aduce asta și microfoanele. Cum se numește filmul de acțiune apărut în anul 2012 care reunește cei mai cunoscuți supereroi de benzi desenate, dintre care Amintim, Omul de Fier și Incredibilul Hulk? De Avengers. Sigur? Corect. Îl opresc. Care e numărul 2 să extragă? 4 bilete. Auzi? Mai mai scoate-mi ăsta de frâză. Dar ce mai e ce la frâză? Mărești, ești de muzică. Să nu mergi. Mă dau. Care este numele agentului secret al serviciilor? Mată. Care este numele agentului secret al serviciilor britanice, supranumit agentul 007? James Bond. Răspuns corect. Ăsta e. Cum se numește actorul fiind protagonist în filmele Parfum de femeie, Nașul Scandus? Al Pacino. Asta? Răspuns corect. Da, așa l-am. Da. Perechea numărul 3. Eu o zic de ceaba, eu le-am pus. De tăla. Te-ai pus tu, invitații. Fii, uite, ce să-ți dă gata. Nu. Place. Și-l încălzește în sală. Cum se numește școala de magie, farmece și prăjitării din celebra serie Harry Potter? Hogwarts. La mine e corect. Ce personaj interpretează Johnny Depp în Pirații din Caraibe? Capitanul Jack Sparrow. Răspuns corect. În filmul Mr. și Mrs. Smith, personajele principale sunt interpretate de Angelina Jolie și Brad Pitt. Răspuns corect. Care este numele personajului The Dark Knight, căruia îi aparține replica Why So Serious? Joker. Răspuns corect. Mulțumim, perechea numărul 4. Perechea numărul 5. Numărul 10. Din ce film aparține celebra replică My Precious? Din Stăpânirile Lelor. Răspuns corect. Celebrele replici I'll Be Back and Hasta La Vista Baby aparțin filmului Terminator. Mulțumim, perechea numărul 5. Perechea numărul 6. Cum se numește personajul principal din The Social Network, creatorul Facebook-ului? Mark Zuckerberg. Răspuns corect. Da, bun.
City Woman. Julia Roberts. A spus corect. Perechea numărul 7. Care este personajul negativ din filmul clasic Disney 101 Dalmatie? Cruella de Vil. Corect. Cum se numește capul rețelei mafiote siciliene din primul film The Godfather? Vito Corleone. Corleone. Răspuns corect. Dacă proba de cultură cinematografică a creat ceva tensiune, a sosit timpul să ne relaxăm cu niște momente artistice, timp în care juriul este rugat să delibereze. Rugăm Boboci să se retragă! O interpretare inovativă a piesei Ce-a cifrat gururile pe radiouri, cât de departe, Ștefan Șorea de la Voci PD vrea să spun un aplauz și cuvinte de laudă. Da, după ce este s-a îmbolnăvit în condiții nefășite. În momentul în care am văzut cântare, cât de departe la coreograf. Și ar fi foarte frumos dacă ați mai cam o să spui și ați cântat la refrentă, mai încă niciodată. Mulțumesc! Ce-i spune? Păi acum, a fost uitați voi.
Thank you.
Fotbalul ne-a răpit puțin timp, am muncit cu drag și spor, însă câteodată parcă am spune toți, I want to break free. Să lăsăm pe Ioana Munteanu de la 12E și Andrei Suhan de la 12D să ne interpreteze, cum știu ei mai bine, hitul anilor 80. Thank you.
grup coordonat de doamna profesoară Daniela Ionescu. O invit alături de mine pe Denisa Bumbu pentru a mă ajuta la extragerea bileturilor de tombolă care s-au completat săptămâna aceasta. Fetele din sală, ați completat bilete de tombolă? Cine a completat bilete de tombolă? Vă rog mâna sus. Nu au avut? Să vă văd mai bine. Denisa, o invit alături de mine pe Alice să-mi aducă primul cadou. De la Avon, în valoare de 26 de lei. Să vedem cine este norocoasă. O invit alături de mine pe Hava Ana Maria. Ana Maria, te rog, poți să vii alături de noi? Denisa? O invit alături de mine pe Alexandra Lefte. În această pungă avem o orjomată red-verde în valoare de 20 de lei. Cine credeți că este norocoasă? O invit alături de mine pe balan Ana Maria. Acest cadou este constă într-o cremă de la Solutions. Norocoasa este Laura Lungu. Laura, poți să vină în noi, te rog?
pentru Laura Năzăreanu. Sece Elforacul SRL, Sece Mavex Pet SRL, Sece Solmax SRL, Sece Spătarul Gabriel SRL, Sece Gimarcom SRL, Sece Conspecron SRL, Sece Milano Edil SRL, Sece Pirodem SRL, Sece Conconstru SRL, Muntiniță. Cabinet de avocatură Iobu Oana, specialistul Arsene Bianca, cu acord Diva, Euroflora. Sece Belmax SRL, Hotel Europa, Sece Pati Pati SRL, Coafor A. Avon. Le mulțumim! Desigur, acest ban nu ar fi fost posibil fără implicarea elevilor de la clasele a 11-a. Așadar, invităm în scenă organizatorii. Clasa 11-a, Artene Maria. Capita Andrei, Capitan Marina, Ana Laura, Ioace Isabela. De la 11 CT, Alexandra Lefter. Totodată să le mulțumesc profesorilor coordonatori Constantin
Citariu, Mihaela Niteanu, Gabriela Tofan, Grânceanu Gabriel și Narcisa Florin. În continuare vă primim cu bocii noștri care s-au străduit să ne încânte în această seară. Ne mulțumim, le urăm mult succes și invităm în scenă! Pe Diana Costache și Mister Popularitate LMK 2010 Ștefan Fățiman.
Bravo! Locul al treilea îl ocupă Obra Tudor!